Hristos a înviat. Haideți, fraților, din 1 Corinteni, din capitolul 15, să vedem câteva argumente ale învierii pentru atei. Acum ar fi un lucru foarte practic. Gândiți-vă că mergem în oraș, la serviciu, la școală, în altă parte și întâlnim oameni care chiar nu cred în Dumnezeu, neagă existența lui Dumnezeu. Noi îi numim atei, dar ce am observat că în Scriptură, în Efeseni, în capitolul 2 cu 12, definiția dată acestor oameni care spun că nu cred în Dumnezeu este puțin diferită și anume le spune fără Dumnezeu în lume, adică atei, fără Dumnezeu. Deci vedeți, Biblia puțin îi vede mai adânc, mai profund decât îi vedem noi. Noi spunem ok, nu cred în Dumnezeu și ce cu asta? Nu. Uite, Biblia spune fără Dumnezeu în lume. Acela e adevăratul ateu. Și bineînțeles că există un mesaj practic în tot acest capitol 15 din 1 Corinteni și cel puțin 6 argumente ale învierii le-am observat aici, expuse de Apostolul Pavel. Dar știți ce e foarte interesant? Noi de multe ori încercăm să apărăm și în secolul acesta, în care toate curentele filozofice din secolul trecut ne-au năpădit, plus cele din secolul nostru, noi încercăm să apărăm Evanghelia. Dar știți ce? Înaintea unui leu nu trebuie să te duci cu sabia și să-l aperi. Leul are colț, are gheare, se poate apăra singur. Înaintea leului lui Iuda, înaintea împăratului împăraților, nu mergem să-l apărăm, se apără singur. Dar trebuie, fraților și surori, să fim foarte fundamentați și în cazul în care cineva vine și ne întreabă ceva, mai ales despre aceste adevăruri fundamentale ale creștinismului, cum este învierea dintre cei morți, noi trebuie primul crez creștin, să știți. Nu-i cel de la Nicea, nu-i cel de la Calcedon, nu este altul. Acesta este primul crez și cel mai abilitat crez creștin. Imediat după ce Apostolul Pavel emite acest crez, versetul 3 și versetul 4, își începe șiragul lui de argumente, cel puțin 6 argumente am desprins din 1 Corinteni, capitolul 15, și în toate vorbește despre învierea lui Hristos. Culmea că la un moment dat, la versetul 20, în mijlocul argumentației lui, Apostolul Pavel iarăși se referă la o afirmație. Dar acum, Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Și iarăși începe argumentația lui. Deci observați, învierea nu se argumentează neapărat. Învierea se afirmă și apoi, după ce se afirmă învierea, pentru că atunci când eu afirm ceva, înseamnă că eu cred cu tărie în ceea ce am afirmat. Dacă nu cred în ceva, încep să mai argumentez, să mai sprijinesc că nu chiar stă adevărul în picioare. Dar, ca ateii și ca oamenii necredincioși, să nu zică că noi suntem fără logică, noi nu avem argumente și nu mai vorbim, cum spun în general despre noi, că noi spunem crede și nu cerceta. Nu e adevărat. Noi credem și cercetăm. Ar fi rău să credem și să nu cercetăm, cum zic ei, dar noi și credem și cercetăm. Și atunci Apostolul Pavel vine și după ce emite Evanghelia, afirmația Evangheliei, adevărul de bază al Evangheliei, al vestei bune, că Hristos a murit pentru noi, că Hristos a fost îngropat pentru noi, a înviat pentru noi, imediat Apostolul Pavel își începe cele 6 argumente pe care spuneam le-a adus aici. Și haideți puțin să le parcurgem, așa schematic, fugitiv. De la versetul 5 și până la versetul 8 este argumentul așa numit istoric. Hristos Domnul a fost o persoană istorică, a trăit în istorie, n-a fost un mit, n-a fost o poveste, nu este o poveste, El a existat și a trăit pe pământul nostru. Ori, acest fapt că El a existat este atestat de Apostolul Pavel prin argumentul istoric și anume, după ce Hristos a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, și vedeți aici la versetul 4, a treia zi după Scripturi, amintiți-vă că în Biblie este vorba în Vechiul Testament de 3 zile. În Osea, la un moment dat, spune Domnul,
că a treia zi ne va scula și vom sta înaintea Lui. Era vorba deja de a treia zi. Hristos Domnul, când a venit pe pământ, în Matei 16, dacă nu greșesc, la un moment dat se adresează ucenicilor și le spune: să știți că Fiul omului va fi dat în mâinile neamurilor, îl vor chinui, dar a treia zi va învia. Deja era prevăzută a treia zi în profețiile și din Vechiul și din Noul Testament. Dar, argumentul istoric, versetul 5, după ce El înviază, după Scriptura, a treia zi, încep arătările. Versetul 5. S-a arătat lui Chifa, și aici am numit așa mai poetic, stânta veacurilor, îi se arată unei pietre, Petros, Petra, piatră. Stânca veacurilor s-a arătat unei pietre, unui om la care i-a spus Domnul: tu ești Petru și pe această piatră. Lui s-a arătat. Apoi, celor 12, spune aici, bineînțeles Iuda nu mai era printre ei, dar erau 12, cum spune Faptele Apostolilor la început, și asta înseamnă iarăși poetic. Apostolul se arată apostolilor, apostolul cu literă mare se arată apostolilor, erau 12. Dar era, este argument istoric, sunt arătări, ei l-au văzut. Și va veni mai târziu Ioan și va spune în epistola lui: ceea ce am văzut cu ochii noștri, ceea ce am auzit cu urechile noastre, ceea ce am pipăit cu mâinile noastre, aceea vă vestim. Și vine Luca în capitolul 24 și când Domnul Hristos se arată în mijlocul apostolilor care erau închiși de frica iudeilor și le spune: pace vouă, și le spune: aduceți degetul, puneți, pipăiți-mă, vedeți, dați-mi să mănânc. Vedeți, sunt toate acestea argumente istorice. A existat o persoană istorică, un om în istoria lumii acesteia. Numele lui era Iisus. El s-a născut în Iezlea Betleemului. El a străbătut cărările și căile și drumurile Palestinei. Și într-o zi a fost mort, a înviat. Și apoi s-a arătat, slăvit să fie El. E un argument istoric. Arătările, l-au văzut, l-au pipăit, l-au atins. Apoi, versetul 6. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, spune Pavel, iar unii au adormit. Adică dacă voia cineva din Corint să se convingă, putea să meargă și să-i caute pe aceia care au rămas. Cei mai mulți au rămas din 500. Poate or fi fost un 200, 300, 400 de oameni care puteau să spună: da, noi l-am văzut, noi l-am atins, noi am stat cu el. Știm, e 100% adevăr, Hristos a înviat, lăudat să fie Domnul. E argument istoric. Fratele mai mare se arată fraților mai mici. Și apoi, versetul 7, în urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. Și versetul 8, după ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. L-a văzut și Pavel, fraților, să știți, l-a văzut. Și după ce apostolul Pavel emite acest argument istoric, al unei persoane care a trăit în lumea aceasta, care a murit, care a înviat, pe care l-au văzut alții, imediat urmează argumentul logic sau argumentația logică, de la versetul 12 în jos. Vedeți, Pavel era obișnuit în stilul de atunci al culturii greco-romane, în special de la greci a venit această manieră de a trata informația. Grecii erau numiți gladiatorii minții. Și grecii aceștia au dezvoltat așa numita dialectică, acea metodă de a întoarce adevărul pe toate părțile și de a spune: mă, dacă e așa, s-ar putea să fie așa, dacă e așa, și pun adevărul și merg pe firul adevărului și văd unde ajung, pun minciuna, merg pe firul ei, zic: mă, nu-i bine, ajungem foarte rău pe linia minciunii. Și atunci concluzia finală înseamnă că trebuie să alegem adevărul. Era dialectica, arta aceea de a întoarce adevărul pe toate părțile. Și era o manieră de a lucra cu informația tipic grecească, adusă de la greci, amintiți-vă de marilor filozofi. Ei, Pavel începe de la versetul 12 și până la 19 o argumentație logică și le spune în felul următor:
Și vedeți, putem să mergem cu argumentele acestea în fața oricărui om. Măi, Hristos a arătat Mariei, lucutarilor, uite, Hristos a arătat, e un argument istoric, dar hai să-ți spunem altceva. Și mergem pe firul logic și vedeți deja la acest argument logic se desprind două categorii mari de oameni. Cei mai nenorociți, așa spune aici, suntem cei mai nenorociți, și pol opus, cei mai fericiți dintre toți oamenii. Și atunci vine Pavel și spune așa, dacă se predică că Hristos a înviat din morți, cum zic unii din voi că nu există o înviere a morților? Dacă nu există învierea morților, uite care sunt problemele. Avem un mântuitor mort. Mesajul Evangheliei este zero. Credința creștină este zero. Apostolii și predicatorii din toate timpurile sunt niște mincinoși. Păcatul omenirii n-a fost șters. Cei din morminte sunt pierduți. Nădejdea noastră este zero. Extraordinar ce spune Pavel aici. Și suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. E argumentație logică, fraților, pentru că merge pe fir. Apoi tot Pavel zice, dacă Hristos a înviat din morți, înseamnă că avem un mântuitor viu, Evanghelia este adevărată, creștinismul e marele adevăr, e marele curent al tuturor timpurilor, apostolii și slujitorii vestesc adevărul, păcatele noastre au fost șterse, cei din morminte vor învia și nădejdea noastră este veșnică, Hristos în noi, nădejdea slavei. Mare lucru, să știți, mare lucru. Și atunci suntem cei mai fericiți dintre toți oamenii, spune Pavel. Și era o argumentație logică. Dar vedeți, fraților și surori, aici, în cadrul acestei argumentații logice, apostolul Pavel, pentru că a mai strecurat el așa câte un argument aici colo, argument logic, la un moment dat, el emite un argument logic și vreau să-l și citesc imediat, versetul 29. Și unii din acest verset au luat și au făcut literă de Evanghelie și s-au rătăcit, să știți. Zice aici, în 29, ce ar face cei ce se botează pentru cei morți? Și imediat au fost oameni care au zis, aha, înseamnă că apostolul Pavel și apostolii recunoșteau botezul în locul celor morți. Nu. Apostolul Pavel a adus argumentul logic și le spunea cumva la cei care nu credeau în înviere, măi, voi sunteți evrei, gândiți-vă că erau între saduchei în timpul Domnului Iisus, oameni care nu credeau în învierea morților și au venit să râdă de Hristos. Și Pavel le zice cu alte cuvinte, voi care sunteți evrei din evrei, voi care l-aveți tată, ca tată pe Avram, voi care aveți un Dumnezeu și spuneți că Domnul Dumnezeu e Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov și Dumnezeu cum? E Dumnezeu unor oameni morți? Voi care nu credeți în înviere, uite că există păgâni, erau păgâni, care se botează în locul celor morți și voi evrei nu credeți în asta? Ei cred în înviere, măcar că fac o ilogicitate, un lucru rău, care până la urmă n-are nicio valoare, să mergi să te botezi în locul altuia. Păgânii ăștia nu fac ce fac, nu fac bine. Dar vă fac de rușine pe voi că ei cred în înviere. Vedeți, era un argument logic acesta. Dar nu era literă de Evanghelie ca să mergem acum, ce m-aș bucura și eu să mă duc, să mă botez în locul lui străbunicul meu și al nu știu cine, care nu a cunoscut Evanghelia, dar nu-i biblic să fac lucrul acesta. Atunci Pavel zice, argument logic, uite, alții o fac, voi de ce nu credeți? Că alții cred. Deci, al doilea argument era acest argument sau argumentația logică. Dar imediat, apostolul Pavel, la versetul 21 în jos, până la 23, trece la argumentația profetică. Minunată, minunată, să știți. Versetul 21, căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților, nu se putea altfel, a venit prin om, prin Adam, că versetul 22 deja dezvoltă ideea. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Vedeți, deja el aduce tipologia primului om, primul Adam, al doilea Adam. Argumentul profetic, prin primul Adam a venit moartea. Prin al doilea Adam vine viața, vine învierea. Și
În versetul 21 este iar un element foarte frumos, dar și în 20, să știți, și în 20. Acum spuneam eu o afirmație, dar e extraordinară. Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Ce însemna această pârgă? Primul fruct. Primul fruct. Și haideți să căutăm în Vechiul Testament să vedeți ce minune a făcut Dumnezeu. Pentru că spuneam, e argumentul profetic. În Levitic, în capitolul 23, spune în felul următor. Instituirea sărbătorilor. Prima sărbătoare instituită la creație, sabatul, de la versetul 1 la 3. A doua sărbătoare instituită la eliberarea din Egipt și din lume, de la versetul 4 în jos, Paștele. Hristos Domnul a murit în ziua de Paște. Ok, dar spune versetul 10 în felul următor. Vorbește copiilor lui Israel și spune-le, când veți intra în țara pe care vă dau și când veți secera semănăturile, să aduceți preotului un znop ca pârgă a secerișului vostru. Și recitez versetul 20. Dar acum Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Era deja un argument profetic. Voi intrați în țara promisă, în țara făgăduinței. Primul snop din ceea ce vă va dărui Dumnezeu în țara aceea, aduceți-l înaintea lui Dumnezeu. E prima roadă, e primul fruct, e primul snop. Aduceți-l la templu, aduceți-l la Domnul, în fața lui Dumnezeu. Și aici spune, Hristos a înviat din morți, ca prim snop, dacă vrem. Ca prima roadă a celor adormiți. Asta e garanția că și noi într-o zi vom învia, fraților. Slăvit să fie Domnul! Vedeți? E argumentul profetic. Era vestit și în Levitic, era vestit și prin tipologia lui Adam și a lui Hristos. Și apoi este argumentul escatologic. Escaton înseamnă ceea ce privește vremurile sfârșitului. Lumea aceasta va avea un sfârșit. Și la versetul 24 în jos, până la 28 și apoi de la 51 la 57, în urmă spune, va veni sfârșitul când El, Dumnezeu, va da împărăția în mâini, El, Hristos, va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire, orice putere, căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale, vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit, va fi moartea. Era o poezie frumoasă, o mai recita fratele Olimpiu de pe Carpați. Știm că va veni o zi când și moartea va muri. Frumos! Figură de stil, de adevărat, nu e chiar figură, e o realitate, să știți, e o realitate. Moartea vine o zi când moare. Vrăjmașul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea. John Milton, poetul orb din Londra, din Anglia. Omul acesta a scris două cărți, Paradisul pierdut și Paradisul regăsit. Așa orb cum a fost, le-a dictat. Sunt cărți scrise în versuri. Și ia toată istoria lumii, omul acesta. Și la un moment dat, după ce omul cade în grădina Edenului, spune omul acesta că în lumea noastră moartea a început să fie vie și viața moartă. Dar în cea de-a doua carte, Paradisul regăsit, îl aduce pe Hristos în prim plan. Și acolo zice, moartea e moartă și viața rămâne viață. Se schimbă lucrurile. De ce? Vine sfârșitul și la sfârșit se va vedea totul. Atunci orice domnie, orice stăpânire, orice putere trece în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, bineînțeles, din mâinile lui Hristos. Foarte frumoase sunt argumentele acestea. Al cincilea, argumentul empiric, să zic, experiențial, să spun, care ține de experiență. Și aici, de la versetul 29 în jos până la 34, vorbește despre cei care se botezau pentru cei morți, încercau și ei o experiență să aibă. Nu era chiar valabilă, dar vorbește despre asta. Dar deja de la versetul 30 și până la 34, vorbește de experiențele apostolilor, a martorilor lui Hristos care erau gata să devină martiri. De ce suntem noi în primejdie în orice clipă? În fiecare zi eu sunt în primejdie de moarte. M-am luptat cu fiarele în Efes. Dacă nu înviază Dumnezeu morții, de ce mă mai duc în misiune? Mai bine să mănânc, să bem, că mâine vom muri. Și a luat un citat omul acesta. Nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Iarăși iau un citat din Menandru, dintr-un scriitor grec. Veniți-vă în fire, nu păcătuiți. Deja era un argument empiric, să-l numesc așa, argumentul 5, al experienței. La ce rost dacă Hristos a murit să mă mai duc în misiune? Sau cei care fac prostii și se bălăcesc în păcat? Bine fac.
spune el, dacă Hristos n-a murit, dacă Hristos n-a înviat, dar Hristos a înviat. Și apoi de la versetul 35 în jos e argumentul natural, să-l numim așa. Vorbește aici despre trup vegetal și trup spiritual. Și vine Pavel și spune, fiți atenți că există o putrezire, dar există și neputrezire. Există o cară, există și slavă, există neputință, există putere, există trup firesc, există trup duhovnicesc, există un suflet viu, dar este și un duh dătător de viață, fraților. Și trebuie să alegem, ori alegem necredința și spunem n-a înviat Hristos, ori alegem învierea și proclamăm Hristos a înviat, Hristos e viu, aleluia. Și argumentul natural, și spune el, băgați de seamă că o sămânță o pui în pământ și nu vedeți că chiar și în natură Dumnezeu a așezat învierea? E iarnă. Și încep zăpezile să se topească și sămânța aceea din pământ, numai vezi că moare și murind din ea ies cotiledoanele și din alea iese o tulpină și din tulpina aceea niște ramuri și pe ramuri apar mugurii și numai vezi că a venit primăvara. Dumnezeu a așezat învierea în natură, fiți atenți, argumentul acesta e argumentul natural. Minunat, a făcut Pavel aici o apologie a învierii lui Dumnezeu, extraordinar, a lui Hristos. Și fraților și surori, haideți să rămânem la acest adevăr. Acum Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Dacă Domnul va duce înainte un om care nu crede în înviere sau în Hristos, Domnul, vedeți, sunt argumente biblice. Răspundeți cu Biblia, că Biblia e dinamita lui Dumnezeu. Nu degeaba, fratele Tanța spunea, am armă și căuta. Și oamenii credeau că are pistol. De el avea Noul Testament. Zicea că am mitraliera și era Vechiul și Noul Testament, era Biblia. Astea sunt armele noastre până la urmă și Domnul să ne ajute să le folosim. Amin.